deșteptarea. S-am găsit un avertisment dat de medicul Vasi Rădulescu. Asta e un tip tare fain, pe care ar trebui să-l urmăriți pe Facebook și nu numai, pentru că vine zilnic aproape cu lucruri foarte interesante și care spune așa: nu există dietă hipoglucidică ideală fără risc asociat, nici măcar cea trendy keto. Și mă rog, explică și faptul că obișnuim să ținem tot soiul de cure de slăbire, fiecare pe stilul lui, fiecare are impresia că dacă merge la sală rezolvă treaba asta mult mai repede, ceea ce e adevărat. Și după cum spune Vasi Rădulescu, e posibil că n-ai sub 100 de kilograme, dar după ce treci de un anumit nivel, sportul nu te mai ajută și totul ține de mâncare. E sau nu e ok să schimbi cu totul mâncarea pe care o consumi? Știi că de obicei te duci și zici: mamă, eu cel puțin, de mâine nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc făinoase și așa mai departe, știi? Carbohidrați. Și renunț la chestia asta brusc. E sau nu e bine pentru organismul nostru? Păi nu e bine. Până la urmă. Asta spune și el. Uh-huh. Și noi aici fiind specialiști în diete, curanți de slăbire, da, știm să vă confirmăm treaba asta, că una peste alta, cea mai bună metodă e, într-adevăr, cum spune și Vasi Rădulescu, moderația. În ceea ce privește sportul, că ai zis că n-ajută, nu e vorba că n-ajută, dar e vorba că dacă ești peste 100 de kilograme, trebuie la fel și sportul să-l faci cu moderație, pentru că altfel forțezi articulații, inimă. În sensul ăsta că creează... Știi că unii au de asta: domne, nu se mai poate, am ajuns la 100 de kilograme. Vezi cazul meu. Da, și dacă pui la 100 de kilograme la alergat, îți rup genunchii. Exact, practic. Și zic: gata, de mâine alerg și nu mai mănânc nimic. Nu asta e soluția. Ideea... Dar care e soluția, Luca? Domnule, soluția e să mănânci din toate moderat. Mai puțin. Adică eu confirm, practic, din proprie experiență, cele spuse de doctorul Vasi Rădulescu. Ideea este că eu, de exemplu, am avut cele mai spectaculoase rezultate din viața mea în urmă cu 10 ani, când am slăbit 12 kilograme. Mă zici că ai slăbit 80, așa? Bă, nene, nu știu, mie mi s-a părut, nu mai pățisem niciodată așa ceva. Așa, deci da, am coborât de la 93 la 81. Ma, spectacol. Era atunci regimul ăla numai cu proteine, nu mai știu cum se chema. Așa. Deci ăla în care mâncai numai carne și brânză. Mâncai carne și brânză o vreme, așa, după care începeai să introduci treptat legume, gen. Mâncai o săptămână numai carne și brânză, pe urmă, următoarea săptămână puteai să pui și roșii în combinație. Pe urmă, după încă o săptămână puteai să introduci și castravete, după încă una și ardei și nu știu ce. Ducan. Ceva era, dar nu era chiar ducan, era adaptat. Un hibrid. Un da. Ducan adaptat, așa. Și eu am slăbit alea 12 kg în 2 luni jumate, 3, cam așa. Și am reușit după aia să mă și mențin, adică să revin ușor, ușor la un stil de viață normal și să mențin greutatea asta. Am fost avertizat de atunci că regimul ăsta nu poate fi ținut de mai mult de 2 ori într-o viață de om, pentru că este foarte periculos pentru organism, pentru organismul tău reacționează în alertă și începe să facă fel de fel de mescambe. Da, și un alt avertisment e că după ce te lași de un astfel de regim care e foarte strict, te duci în sus rachetă. Te poți îngrășa foarte tare. Ideea e, când ții regim, din punctul meu de vedere, orice regim ai ține, după ce slăbești ceva, în primul rând să n-aluneci în pantea ailaltă, că am văzut mulți oameni, știi, care își propun să slăbească 10 kg, până le place ideea și ajung să slăbească, de arată, deci, că-s bolnavi. Iată, slăbesc gen 30 de kilograme în câteva luni, știi? Am eu un exemplu, dar n-avem timp noi să vorbim în dimineața asta despre exemplul cu pricina. După aia să profiți de faptul că stomacelul tău s-a mai micșorat și nu mai face urât și să încerci să limitezi porțiile. Aia, și dacă ai putea să slăbești doar cu asta, adică limitând cantitățile de mâncare, asta e varianta ideală. E mai greu să ai o mandină în față și să nu înțelegi, să o porționezi. Asta spune, că și în studiul ăsta spune că poți să mănânci și dulce, dar la fel, cu moderație. Cu moderație. Ceea ce eu fac, de exemplu, acum fiind în plin regim, ajutați-ne, mănânc în fiecare zi, că am avea nevoie și noi de ceva sprijin, cam dacă ar fi să vă propuneți să slăbiți până la următoarea vacanță, că asta de vară deja s-a dus. Să zicem până de Crăciun. Da.
cam cât vă propuneți să slăbiți până la următoarea vacanță sau până de Crăciun și ce metodă mai e la modă, da, aveți de gând să folosiți. Mesaje audio vă invităm să le trimiteți pe WhatsApp 0728111222 sau ne puteți suna în direct ca să vorbim pe tema asta 0372069599. Cât vă propuneți să slăbiți și ce metodă folosiți? Ce metodă mai e la modă? Că îmi place că și în acest business al slăbitului sunt mode. E o modă, e keto asta, într-adevăr. Vasile Rădulescu are dreptate. Asta e cea mai la modă acum. Da, și înainte a fost asta cu Dukan, înainte de Dukan a fost aia Montessori, Așa mai departe. Altfel se chema, nu mai știu. Nu m-am mai cântărit, dar Luca, tu la cât ai ajuns? Sau nu vrei să spui? La cât am ajuns? Când? Ultima oră când te-ai cântărit. M-am cântărit azi dimineață. Și? 96,2. A, deci ai trecut sub 100, că erai peste 100 la un moment dat. Nu, peste 100 n-am avut niciodată. N-ai avut niciodată? Niciodată în viața mea. Eu când m-am întors din vacanță, da, mâncat. Adică atunci, cum am intrat în casă, primul lucru, m-am cântărit și aveam 100,00. Aha, deci n-ai avut peste 100, ai avut până în 100. 100,00, am trimis atunci poza. Nu vă dați seama cum caută Luca pe tabletă. Doar o găsi o metodă să mai dea jos din kilograme. Montignac se numea aia Montignac, de Montessori. Da. Așa este. Alexandru e cu noi deja. Bună dimineața! Ați, salut! Bună dimineața, băieți! Neața! Vă ascult în fiecare zi. Mare plăcere am să vă aud. Și m-ați prins pe subiectul ăsta cu slăbitul și cu, mă rog, cu mâncatul și așa. Cam de vreo 2 ani jumătate, am reușit să slăbesc 12-13 kg și să mențin nivelul ăsta de greutate. Cum? Păi cum? Am început în primul rând cu alergat, mergeam aproape seara de seară, făceam câteva kilometri și mâncatul seara care dăunează, părerea mea, la greutate cel mai mult. Deci ai renunțat să mănânci după ora 18? Masa de seară am pus în drept un X acolo și nu mai ei. Și când, când mănânci ultima oară în zi? Mănânc un prânz mai bun. Un prânz mai consistent. Mai bun, inteligent. De la ce oră? Da. Și gata? De regulă mănânc prânzul pe la un 3, să zic. Ah, ok. Deci cam la ora 3 prânzul. Late lunch. Felul 1, felul 2. Da. Și până la lunch, 5-6 nu mai ciupești un măr, o ceva? Ba da, merg, asta vreau să vă zic. După ce am alergat 6 luni, am mers la sală că venise iarna și nu mai era cazul. Încetișor așa, tot cu bandă, cu nu știu ce, după aia ușor și cu aparate. Ideea e că am reușit să mă mențin undeva la 82 din 93-95, cât aveam, gen cât are Luca acum, sau mă rog, cam cât estimează el, că așa. Așa își vrea să. Și ideea este că mi-am și schimbat metabolismul și nici nu mă mai îngraș. E, aici... Am păstrat și o... Da. Asta cu schimbatul metabolismului, să știi că am încercat-o și eu, nu. Deci de schimba nu se schimba, naibii poți să-i faci ce vrei tu. Asta e, poate temporar se schimbă. Auză, puțin. N-ai reușit piese de schimb, ceva? Nu merge. Nu merge, nu? Deci ăla, dacă s-ar putea schimba, zi-ai să-și plăti oricât. Alexandru, îți mulțumim pentru telefon. Sorin, bună dimineața. Salut, Sorin. Bună dimineața, domnilor. Neața. Ia zi-ne, cam cât ți-ai propus să slăbești și prin ce metodă? Sau poate ai făcut deja? Vă spun cât am reușit. Ia zi. De la 120 la 82, deci 38 de kg. Mamă, foarte mult. În cât timp și cum? Într-un an și jumătate. E ok. E bine. Da. Păi în primele 6 luni 28 de kg, în următorul an ultimele 10. Dar zi-ne cum ai făcut. Păi și cu sport, dar și cu atenție la ceea ce mănânc. Adică am renunțat la pâine albă, zahăr, mâncare procesată, îndulcitori artificiali și în rest... Și în rest nu mai e nimic. Ba, mai sunt. Glumesc. Mai sunt, da. Hai, și mâncarea prăjită în ulei, da. A, ce să... Deci la tine... Da, bănuiesc că dacă ai avut 120 de kilograme la un moment dat în viața ta... Da, am avut. Ai fost și gurmand, adică nu doar că mâncai mult orice, nu? Îți și plăcea, bănuiesc. Și întrebarea lui Luca este, cum ai renunțat la poftă? Aici. La mine, de exemplu, aici e problema. Asta e frâna, să răspundă. Cum ai renunțat la poftă? Păi, primele 2-3 luni sunt mai dificile, după care nu mai intervine pofta. Nu mai... Eu nu știu ce să zic. Mulțumim tare mult pentru telefon. Hai să dăm și niște mesaje. Poți să țin regim, dar uite și acum sunt în plin regim.
Tu nu ești, da? Nu te dai exemplu, că nu ești relevant. Dar dacă mă duc undeva, uite cum am fost aseară la meci și spurea un grătar lângă mine, nu pot, n-am, da, cum, sigur, să nu ciugulesc. Dar e și păcat, se supără grătarul. Salutare, sunt Cristi din Pitești. Eu am slăbit prin deficit caloric. Am mâncat ce am vrut aproximativ la orice oră. Mi-am stabilit nivelul caloric care trebuie pentru a slăbi. Și pot să zic că am mâncat și șaorma și de toate, dar să fiu sub deficit caloric. Și am slăbit 17 kg în 3 luni și sunt bine acum liniștit. O zi bună. Uite, asta face, e ceea ce face Vlad cu deficit caloric. Da, numără caloriile. Mă rog, da, până la vacanță. Acum sunt curios să-l vedem. Na, eu cred că zilele astea se pregătește să vină, da. Fit luni. Ideea e de aici. Da. Cum spunea, pentru ceilalți care ascultă și nu știu despre ce e vorba cu deficitul ăsta, e să consumi sub 2000 de calorii, 2000 media zilnică. Dar bine, asta, atenție, media zilnică a unui adult bărbat, în contextul în care el muncește, dacă faci telemuncă și stai acasă, de exemplu, și te muți de pe fotoliu pe canapea, trebuie mai puțin. Trebuie mult mai puțin să mănânci și trebuie să mănânci sub acest prag ca să și slăbești. Luca, aș vrea să te văd când ai 5.000 în față și o bere, tu mănânci numai 2.000 și zici, a, pe bere asta știi cum mâine, numai jumătate o beau. Vezi, din Torino. Păi aici, uite că am primit luni, a venit Adi cu mici, când ne-a auzit la radio. Da. Și la fel am zis că fac, că mănânc 3, pe urmă să mai facem o poză, să mai luăm un mic. Da. Și te-ai oprit și tu la 12, nu? M-am oprit la 5, nu. Cel mai ok, din punctul meu de vedere, ar fi să avem un stil de viață sănătos. Nu să ținem un regim astăzi și un regim mâine. Deci un stil de viață sănătos. Corect. Și continuu. Vă pup! Mulțumim pentru mesajul ăsta. Cred că e cea mai bună reacție după discuția noastră. Un regim de viață sănătos în care să nu avem excese, nici măcar alimentare. E cea mai bună soluție. Da, și după lupta mea de o viață cu kilogramele, pot să confirm lucrul ăsta, însă este al naibii de greu. Mai ales când e vacanță, când sunt sărbători și așa mai departe. În cazul tău e imposibil. Da. Deșteptarea